Atacantul a demonstrat încă o dată că este ieșit din formă, mai ales că a mai irosit și alte două lovituri libere. Dinamo a cerut penalti la intervenția lui Markovic asupra lui Torje, dar Ișvan Kovač rămâne insensibil. Cristea și Torje, învingătorii urziceniului, nu au mai avut azi șansă și pentru că buhta a fost într-o zi mare. Al doilea penalti cerut de Dinamoviști a fost la faza creată de Cristea și nici de această dată Kovač nu a acordat nimic. Ultima ocazie a oaspeților i-a aparținut lui Alexe, însă mingea a ocolit poarta. Mediașul se trezește pe final și își dă seama că Dinamo e de bătut, iar Dudiță trage în stânga lui Dolha. Oscilațiile de formă ale dinamoviștilor s-au văzut la golul din minutul 89. Apărarea e complet depășită la incursiunea lui Silvășan. Dolha respinge neglijent și Eric aduce victoria mediașului, victorie care i-a scos din minți pe dinamoviști. Titularizat în ultima clipă în locul lui Tamaș Moți, a luat al doilea galben după vâierul final pentru proteste și nu va juca cel puțin o etapă.